polițiștii Sălăjeni desfășoară astăzi o acțiune pentru verificarea legalității transportului public de persoane efectuat prin curse regulate și ocazionale în vederea reducerii riscului de victimizare prin accidente rutiere și controlul stării tehnice a vehiculelor utilizate în acest scop. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, la nivelul județului pe această linie, în perioada 1 ianuarie 31 mai 2016 s-a înregistrat un accident de circulație soldat cu un rănit grav. Având în vedere necesitatea reducerii riscului de victimizare prin accidente rutiere, cu implicarea autovehiculelor destinate transportului public de persoane prin curse regulate și ocazionale, verificarea legalității activităților de transport rutier a acestora și controlul stării tehnice autovehiculelor, astăzi, la nivelul întregului județ, toți polițiștii cu atribuții pe linie rutieră vor executa acțiuni de control în trafic care vor viza autovehiculele destinate în acest scop. Acțiunea se derulează pe tot parcursul zilei.